totul a plecat de la un dispensar comunal vechi, dezafectat. S-a mers pe ideea inițial de renovare, modernizare, adaptarea spațiilor existente la un minim de dotări pentru câțiva copii. S-a ajuns la concluzia că sunt foarte multe solicitări, neexistând așa ceva în toată țara, și s-a ajuns încet, încet la extinderi. Extinderile constau în două bare de cazare, care sunt pe parter și două etaje, respectiv etajul 1 și mansardă. Mai avem un spațiu central unde avem nodul de circulație vertical, lift și casa scării principală de acces la etajele superioare. Și mai avem o piscină, o zonă cu bazin, care este mai pe parter. Deci clădirile vor fi amplasate în rasa comunei Gherghița, care se află în județul Prahova, undeva între București și Ploiești, în imediată apropierea viitoarei autostrăzi A3, care face legătura cu nordul țării, nord-vestul țării. Și locația se află într-un amplasament verde, deci este chiar într-o pădurice, la care trebuie umblat cât mai puțin. Destinația construcțiilor este de recuperare și recreere pentru copii cu dizabilități. Copii preșcolari și copii chiar până la 18 ani.